Dacă la Chișinău e forfotă mare pe la corturile candidaților la primărie, pe străzile din Bălț dăinuie o liniște electorală. Nici țipenie de agent electoral care să împartă fluturași sau gazete electorale. În schimb, oamenii nemulțumiți din cauza problemelor orașului găsești peste tot. Drumurile, în primul rând, în bulevardul Eminescu, ar fi de dorit. Problemă este, reșaiază, nu, s drogami, drogi, надо ремонтировать. Дорожают продукты. Care credeți că sunt cele mai mari probleme în Bălți în general? Nu este primar. Дороги. А проблемы, конечно, ну, всех они одни и те же. И нехватка зарплаты, пенсии, ну. Нам нужен примар. Конечно, важны. Власть нужна в городе. Știu care sunt candidații, dar nu știu pentru cine să voteze. Unii nu mai cred în politicieni, alții spun că s-au săturat de conflictele dintre partide. Даже не знаем за кого. Даже и не знаем за кого. Все обещают все хорошо, и ничего хорошего нет. Nu cred. E, pur și simplu, e mare între partide, e complicație, fiecare, adică se bate pentru dânșul. Надо выбирать хорошего мэра, потому что от него много зависит. Может быть, усатый, а может быть, Григоришин. Не могу ответить. Alegerile locale vor avea loc pe 20 mai. La Bălți, din partea partidului nostru, va candida Nicolae Grigorișin, din partea Partidului Unității Naționale va participa Sergiu Burlacu, iar din partea PSRM, Alexandru Usatăi. PPDA a propus-o pentru funcția de primar de Bălți pe președinta Organizației Teritoriale a Partidului, Arina Spătaru, iar Boris Marcoci va candida independent.